inițiativă foarte, foarte bună, care exact a sunat și mai devreme, probabil că aflată de modernul câțiva ani. Aveam nevoie de această inițiativă, atât noi, operatorii economici, cât și comunitatea în general. Și ne dorim extinderea calificărilor cât mai repede. Buzăul, pe lângă centrul de industrie alimentară, este un centru de reciclare mase plastice. Cel mai tare din România. Cel mai tare. Trebuie să ținem cont că este un domeniu de total necesar în viitor și trebuie să pregătim oameni și pentru acest domeniu care nu este ușor. Este vorba de prelucrare de mase plastice și oamenii trebuie să înțeleagă ce au de făcut, trebuie să fie pregătiți foarte bine. Eficiența în învățământului profesional și de cultură, merit să promovăm ideea că tânăra generație să-și doresc o meserie. Eu știu conceptul ăsta, filozofia asta, de la baza, eu știu, unei cariere este o meserie.